face ședințe ordinare pentru astăzi 28 noiembrie. În consultarea condiției de prezență, constat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și rog pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Salut, mai bună ziua! Ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi 28 noiembrie 2024 este următoare. Punctul 1. Depunerea jurământului de către domnul Teodore Radu, suplant ales pe listele PSD și validat prin încheiere și de către ei Puceața din 20 noiembrie 2024, pronunțat în dosarul 3083/283/2024. Punctul 2. Proiect de hotărâre prin aprobarea vânzării în favoarea titularului contractului de închiriere a locuinței ANL, situată în orașul Puceasa, strada Rândunelilor, bloc 3, ANL, apartament 19. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind planul urbanistic, privind aprobarea planului urbanistic și regulamentul local de urbanism aferent pentru obiectivul construire vile turistice, două corpuri, C1 și C2, anexe și împrejmuire. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al UAT orașul Puceasa și rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 167 din 28.09.2023 privind aprobarea regulamentului în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate școlare deosebite, precum și a profesorilor coordonatori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Puceasa. Mă scuzați. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului Consiliului Local Puceasa privind darea folosință gratuită către SC Servicii Comunitare de Utilități Publice SCUP SRL, societate cu asociat unui Consiliu Local Puceasa, a cotei părți din imobilul cu dependințe aferente situat în orașul Puceasa, strada Murilor numărul 7, cota atribuită Consiliul Local Puceasa de către Direcția pentru Agricultură Dâmbovița cu titlu gratuit prin contractul de împrumut de folosință, mă scuzați, comodat numărul 1016/16998 prin contractul de împrumut de folosință comodat numărul 1016/16998 din 12 august 2014, acord aprobat inițial prin hotărârea Consiliului Local Puceasa numărul 8 din 29.1.2015. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului Consiliului Local Puceasa privind darea folosință gratuită către Servicii Comunitare de Utilități Publice Puceasa SCUP SRL, societate cu asociatul unic Consiliul Local Puceasa, a cotei părți din imobilul cu dependențe aferente situat în orașul Puceasa, strada Murilor numărul 7, proprietate privată, județului Dâmbovița, cota atribuită Consiliul Local Puceasa către Consiliul Județean Dâmbovița cu titlu gratuit prin contractul de împrumut de folosință, comodat numărul 855/2007/1530, din 5.12.2013, acord aprobat inițial prin hotărârea Consiliului Local Puceasa numărul 29 din 26 martie 2015. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de împrumut de folosință îndelungată comodat între orașul Puceasa, între UAT orașul Puceasa, SC Servicii Comunitare de Utilități Publice Puceasa SCUP SRL, societate cu asociat unic Consiliul Local Puceasa. Punctul 10. Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT orașul Puceasa, județul Dâmbovița. Punctul 11. Raport privind activitatea desfășurată în semestrul 2024 de către servicii, SC Servicii Comunitare de Utilități Publice Puceasa, SCUP SRL. Avem materiale suplimentare? Da, este în partea noastră, proiect de hotărâre privind activitatea comisiilor. Asta? Da. Totul e. Punctul 12, cu voia dumneavoastră, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 219 din 23 octombrie 2024 privind organizarea comisiei de specialitate în principalele domenii de activitate. Supun aprobării ordinea zi în forma prezentată. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc, doamna secretar, dacă avem procese verbale și ședințe anterioare. Procese verbale de supus la vot, doamna Dumitrescu, de tot încep cu procesul verbal al ședinței din 15 octombrie 2024 și aici am rugămintea să voteze numai consilierii locali care erau în funcție atunci. Da? Care au participat și care au participat la ședință, da? Aveți observații asupra acestui proces verbal? Da, mă scuzați, domnul Burcă de la SCUP.
Nu știu. Dacă nu aveți observații, sunați să vină, Duanca. Sună, doar. Sună, la vot procesul verbal la ședința ordinară din 15 octombrie 2024. Cine este pentru? Este împotrivă? Se abține cineva din cei care erau în funcție? Nu. Să nu vii la ședință? În continuare, supun atenției dumneavoastră procesul verbal al ședinței din 23-a, este ședința de constituire care deja a fost semnat și înaintat și prefecturii în vederea emiterii ordinului prin care s-a constatat constituirea Consiliului Local. Vă întreb dacă aveți observații asupra acestui proces verbal. Dacă nu sunt observații, cine este pentru aprobarea lui în forma prezentată? Deci domnule Uzeanu și domnul Teodorou nu participați la vot, da? În continuare, avem procesul verbal al ședinței extraordinare din 28-a, întreb dacă aveți observații asupra acestui proces verbal. Dacă nu aveți, cine este pentru aprobarea lui în forma prezentată? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mai departe, supun atenției dumneavoastră procesul verbal al ședinței din 29-a, și vă întreb dacă aveți observații asupra acestui proces verbal. Dacă nu sunt observații, cine este pentru aprobarea lui în forma prezentată? Mulțumesc. Continui cu procesul verbal al ședinței extraordinare din 13 noiembrie 2024 și vă întreb dacă aveți observații asupra acestui proces verbal. Dacă nu aveți observații, cine este pentru aprobarea lui în forma prezentată? Domnul Tripunul astăzi prezent, da? Cineva împotrivă? Și ultimul proces verbal este cel din 19 noiembrie 2024, ședință extraordinară. Vă întreb dacă aveți observații pe marginea acestui proces verbal. Dacă nu aveți, eu supun la vot. Cine este pentru aprobarea lui în forma prezentată? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Acum intrăm în ordinea de zi. O să încep prin a prezenta încheierea judecătoriei Pucioasa, pronunțată în dosarul numărul 382 pe 2 octombrie 2024. După cum știți, s-a vacantat un loc de consilier local, un post de consilier local prin demisia domnului Nițescu Alin Ștefan. Dumneavoastră, prin hotărâre, ați luat act de demisia lui și ați declarat locul vacant. Mai departe, s-a întocmit documentația necesară pentru validarea următorului supleant pe lista PSD. Deci, s-au formulat cerere de către secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale, iar ca urmare a acestei sesizări, instanța a dispus validarea mandatului de consilier local supleant ales ca urmare a alegerilor locale din 9-6-2024 pentru constituirea Consiliului Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, după cum urmează Teodorou Radu din partea Partidului Social Democrat. Domnul Teodoroiu, o să vă invit să depuneți pe rământ. Una stângă. Dar de ce e unul singur aici? Păi are și el. Are și el, am dat să-l repete. Da, să repete. Una stângă pe Biblie și pe Constituție. Da. Gata? Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Pucioasa. Așa se numește Dumnezeu. Doamne. În două exemplare. Nu se dau păstrați dumneavoastră, da? Un exemplar rămâne la urmă. Și un exemplar îl va primi doamna secretară împreună cu Constituția și Biblia. Și pixul vreți? Normal. Domnul președinte, vă rog să intrați în ordinea de zi. Bună ziua! Bună ziua! Având în vedere că punctul 1 a fost deja depășit, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în favoarea titularului contractului de închiriere a locuinței ANL situată în orașul Pucioasa, strada Rândunelelor, bloc 3, ANL, apartament 19. Prezintă doamna Matei Andreea. Am înțeles. Există discuții vis-a-vis de acest subiect? Nu. Bine, atunci avem nevoie de avizul tuturor comisiilor de specialitate. Urbanism. Favorabil. Favorabil. Juridic, economic și social. Voi supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată anterior. Cine este pentru? Nu există abțineri. Nu există împotrivă. Da. Votul a fost
Unanim. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent pentru construire de vile turistice, două corpuri, corp 1 și corp 2, anexe și împrejmuire. Prezintă domnul Pârvu Bogdan Ionuț. Ziua, este vorba despre aprobarea unui plan urbanistic zonal și regulament aferent pentru schimbarea funcțiunii urbanistice în zona terenului de circa 6.000 de metri pătrați în cartier Malurile, din locuințe și funcțiuni complementare în instituții și servicii turistice. Ok. Există discuții pe baza acestui subiect vis-a-vis de el? Așa cum, dacă îmi permiteți, așa cum intuiam, uitați că zona de Malurile începe să se transforme și bineînțeles că transformarea e una pozitivă, deja au apărut investitori, drumul a dat o valoare incredibilă zonei și o să vedeți că este doar prima investiție care va începe în zona cu fonduri europene, sunt mai mulți în discuții pentru a dezvolta niște unități de cazare, în general agroturistice, agroturistice. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Este nevoie de avizul Comisiei Economice și a celei de urbanism. Favorabil urbanism. Am înțeles. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma menționată anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Votul a fost unanim. Trecem mai departe la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic. Prezintă doamna Pânțea Daniela. Okay. Pentru acest proiect de hotărâre avem nevoie de avizul Comisiei Economice. Bine, atunci supun la vot proiect de hotărâre în forma menționată. Pentru? Ok. Abțineri, împotrivă? Nu, votul a fost unanim. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrative Teritoriale Orașul Pucioasa și rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024. Prezintă doamna Pânțea Daniela. Pânte. Ok, mulțumim. Avem nevoie de avizul Comisiei Economice. Atunci voi propune la vot proiectul de hotărâre în forma menționată anterior. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu? Votul este unanim. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 167 din 28.09.2023 privind aprobarea regulamentului în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate școlare deosebite, precum și a profesorilor coordonatori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pucioasa. Prezintă doamna Dinu Anca Georgeta. Aprobat regulamentul privind premierea elevilor, precum și a profesorilor coordonatori, elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pucioasa. S-au avut în vedere premierea elevilor cu rezultate deosebite în ceea ce privește media 10 la bacalaureat, media 10 la examenul de evaluare națională, precum și elevii care au obținut premii la etapa națională, la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației. Din păcate au fost omise din acest regulament primile obținute la olimpiadele internaționale. Anul acesta la Colegiul Nicolae Titulescu avem un elev care a obținut un premiu internațional la olimpiada de geografie, premiul 3. Se numește Șuțul Ionuț, ne-a pregătit de domnul profesor Budoiu Ionuț Ion și am venit în fața noastră cu această completare pentru că este cel mai înalt premiu, n-am avut niciodată, am înțeles, la nivelul orașului și colegiului și se completează acest regulament și cu
În primul rând, felicitări. În al doilea rând, avem nevoie... Deci, a obținut și la etapa națională același elev o mențiune. Deci are două. Să fie din ce în ce mai mult. Avem nevoie de avizul Comisiei Sociale și a Comisiei Economice. Favorabil economic. Ok. Există discuții pe baza acestui subiect. Nu. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre în forma menționată anterior. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Votul a fost unanim. Trecem mai departe. Și înainte să trecem mai departe, este o primă modificare a acestui regulament. Pentru că noi căutăm soluții să primim performanța în toate domeniile. Noi suntem în situația fericită în care avem campioni europeni, campioni mondiali și la anumite discipline sportive. Și chiar dacă nu are în mod direct legătură cu premierea elevilor școlilor din Pucioasa, va trebui să găsim în perioada imediat următoare soluții și pentru acești copii minunați, pentru că aduc faima orașului și sunt un model pentru toți copiii noștri care sunt mai rătăciți în perioada asta. Iar modelele acestea trebuie susținute, promovate și de ce nu diseminate aceste informații, pentru că noi trebuie să creăm astăzi premiza ca toți copiii noștri să se îndrepte către lucrurile pozitive, să mai lase tabletele, calculatoarele, telefoanele și să facă sport, să, de ce nu, să facă performanță. Și dacă nu ajung la performanță, doar ideea că îi scoatem din rutina asta care e deja păcătoasă, cred că e un lucru extraordinar și vă promit că vom face o analiză rapidă și probabil că în următoarea ședință să venim și cu o propunere în acest sens, sigur, încercând să găsim și surse de finanțare pentru premierea acestor copii minunați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Trecem mai departe la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului Consiliului Local Pucioasa privind darea în folosință gratuită către SC Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa, societate cu asociat unic Consiliul Local Pucioasa, a cotei părți din imobilul cu dependențele aferente situat în orașul Pucioasa, strada Morilor numărul 7, cota atribuită Consiliului Local Pucioasa de către Direcția pentru Agricultură Dâmbovița, cu titlu gratuit prin contractul de împrumut de folosință comodat numărul 1016 din /16998 din 12/8/2014, acord aprobat inițial prin hotărârea Consiliului Local Pucioasa numărul 8 din 29/1/2015. Prezintă domnul Butcă Ioan. Sunt trei hotărâri. Vorba despre de unde avem puncte de lucru la strada Morilor, o parte a terenului și a cheltuielilor de către Direcția Agricolă, o parte de Consiliul Județean. Sunt trei hotărâri, o dată acordul din partea Direcției Agricole pentru terenul din partea Direcției Agricole, o dată următoarea hotărâre pentru terenul și clădirea din partea Consiliului Județean și a treia hotărâre va fi contractul de comodat în care va fi valabil între Consiliul Local și SCUP pentru punctul de lucru până în 5-12-2027. De ce 2027? Pentru că așa a prelungit și Consiliul Județean până la sfârșitul 2027. Urmând ca până atunci să se rezolve toate jurile. Okay. Bine. Este necesar avizul tuturor comisiilor de specialitate urbanism, favorabil, juridic, favorabil, economic, social. Favorabil. Supun la vot atunci acest proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. Votul a fost unanim. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului Consiliului Local Pucioasa privind darea în folosință gratuită către SC Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa, SCUP SRL, societate cu asociat unic Consiliul Local Pucioasa, a cotei părți din imobilul cu dependințele aferente situate în orașul Pucioasa, strada Morilor numărul 7, proprietate privată a județului Dâmbovița, cota atribuită Consiliului Local Pucioasa de către Consiliul Județean Dâmbovița cu titlu gratuit prin contractul de împrumut de folosință comodat numărul 855 din /27530 din 5-12-2013, acord aprobat inițial prin hotărârea Consiliului Local Pucioasa numărul 29 din 26 martie 2015. Presupun că discuția am avut-o deja. Este necesar avizul tuturor comisiilor de specialitate urbanism, favorabil, juridic, economic, social. Favorabil. Bun. Discuții probabil că nu există și atunci supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Ok. Abțineri împotrivă.
Bun. Trecem mai departe la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de împrumut de folosință îndelugată, colocomodat, între OAT, Orașul Pucioasa și SECE, Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa, SCUP, SRL, Societate cu Asociat Unic, Consiliul Local Pucioasa. Aceeași discuție pe care am avut-o mai devreme s-au prezentat toate. Avem nevoie de avizul tuturor comisiilor de specialitate. Din nou, urbanism, juridic, economic, social. Ok, supun la vot proiectul în forma prezentată pentru un an. Potriva, abțineri, nu există. Trecem mai departe la punctul numărul 10, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița. Prezintă doamna Neagu Daniela. Vă rog. Bună ziua. Acest proiect este cunoscut ca și formă din punct de vedere legală și tehnică și vizează completarea și modificarea mai multor bunuri și aici mă refer la străzi și avem și un teren, terenul de realitate electorale, respectiv a elementelor de edificare realizate numai tablări și scrieri ca trafacarea acestor bunuri. Despre teren, noi aveam atestați la putea 151 10.720 de metri pătrați, în urma ridicării în plan, respectiv a demersului administrativ de vedere în tablării, au mai fost indicați încă 4.000 de metri pătrați, astăzi suprafața totală este de 14.978 de metri pătrați, ulterior urmând a fi intabulat și acest teren. Ok. Este nevoie de avizul Comisiei Economice, Comisiei Juridice favorabil. Și Comisiei de Urbanism. Favorabil. Există discuții? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma menționată. Cine este pentru? Unanim, fără abțineri, fără împotrivă. Trecem la punctul numărul 11. Raport privind activitatea desfășurată în semestrul 1 din 2024 de către SECE, Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa, SCUP SRL. Prezintă domnul Butcă Ioan Dor. Raportul la semestru, venituri aprobat 1.174.429, realizat 1.777, cheltuieli aprobat 1.830.734, la 36 aveam datorii de 649.854, deci aveam datorii restante inclusiv către bugetul de stat, subvențiile au fost în valoare de 12.156. Ca investiție nu s-a luat decât acea o mașină mică de curățat buruian și atât. O să zice, au fost aprobate mult mai mult. Alte întrebări, asta e mare situația la 6 luni de zile, la semestru. Poți să spui, simplu, mă scuzați că intervin, că datoriile tale sunt o consecință a modului în care primăria a putut să îți solicite efectuarea unor anumite prestații și da, plata prestații respective. Deci, practic, situația financiară a primăriei s-a regăsit în oglindă și la SCUP, din păcate. Pentru că suntem și unii conținori și beneficiarul principal, că mai e aici și mici alții. Da. Beneficiari. Și astăzi mai are datorii? Astăzi am reușit să-l aducem aproape de zi, bineînțeles că mai are datorii, cum și noi mai avem, dar am reușit să depășim un scop imens prin sumele alocate la precedenta rectificare, tot cu acordul dumneavoastră. Să deblocăm conturile și să plătesc salariile la zi și să plătesc o parte din furnizor. Și până în momentul buget, de da, față. La buget, doar. A, și bugetul, da, da, plătit datorii, inclusiv la bugetul de stat. Da, pe mine a deblocat conturile, am reușit într-un final. Nu au fost prevăzute inițial. Da, să fie mare problemă când vom închide bugetul și pe bugetul pe anul viitor. Mai mulți coeficienți care vor fi drastic afectați. Nu, ei nu au prevăzut granițele de la primărie. Proporția este de 25% granițele față de din datorie, practic. O să taie facturi pe toată perioada. Deci, până la finalul anului o să ne reglăm. Chiar dacă noi nu vom reuși să le plătim toate facturile, ei vor factura tot ceea ce trebuie. În momentul de față, încercăm să facem tratative cu Banca Transilvania pentru o linie de credit. Sper că... Încercăm cu mai multe bănci. Singura bancă care a acceptat să ne ajute a fost BTU.
și sper ca mâine, luni mari, să am hârtiile. Bine, tu spui de parcă nu aștept. M-am sunat acum convit de la bancă, le-am mai trimis 6 o serie de hârtii și au zis că să mai durează câteva zile până s-a, datorită faptului că am intrat în CRC, în datornici, am depășit 3 facturi de restanță la lizii, da. A trebuit să se reanalizeze dosarul nostru. Și acum figurăm în acel CRC pe o perioadă de 7 ani. Vă rog, s-a reanalizat dosarul, de aceea a durat. Și am luat dracu. Da. Luni. Urmează ultimul punct al, al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 219 din 23.10.2024 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate. Aici este vorba despre înlocuirea membrului Nițescu Alin cu noul membru al Consiliului Local, Teodoro Iuran. Pentru această modificare avem nevoie de avizul Comisiei Juridice. Favorabil. Ok. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma menționată anterior. Votul este unanim. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Declar ședința închisă.